Cu apocalipsa în minte, unii se pregătesc pentru ce e mai rău. Un cunoscut YouTuber din Timiș a construit un bunker în curtea casei, metri cub de beton și tone de fier controlate prin tehnologie de ultimă generație. A lucrat aproape singur și a investit în jur de 35.000 de euro. Stop! Suntem la 4 metri sub pământ, într-o locație secretă unică în România și înțesată cu tehnologie. Pe lângă asistentul virtual, trapa de intrare va fi acționată cu ajutorul unei amprente, iar în curând va fi instalat și un sistem de monitorizare a aerului, astfel încât această mască devine total inutilă. Bunkerul a fost construit de la zero de Dani, un YouTuber care și-a impresionat cei 400.000 de abonați cu un proiect ieșit din comun. Haideți cu mine să vă prezint bunkerul. Alexa, turn on bunker lights. Bunkerul este în curtea casei sale din județul Timiș, iar bărbatul spune că s-a inspirat din filmele apocaliptice. Construcția subterană are 40 de metri pătrați, e înconjurată de beton armat, tratată impermeabil și consolidată cu 14 tone de fier. Am făcut mai mult un man cave foarte bine întărit și rezistent sub pământ, care poate fi numit bunker cu siguranță, dar mai accesibil, mai ușor de făcut și, bineînțeles, un design mai modern, mai specific mie. Designul este specific temei post-apocaliptice, biohazard, carantină și așa mai departe. E din mintea mea. Oxigenul n-ar fi o problemă. Am un sistem de filtrare activ, cu filtrare de aer, cu recuperare de căldură. Am un sistem pasiv, care funcționează pe diferențe de temperatură și nivel. Nici proviziile nu sunt o problemă. Apă, câteva sucuri, ciocolată, care e favorita mea, și aici la fel, conserve, iar aici am o găleată cu mâncare specială, liofazată se numește, pentru bunker, pentru situații de urgență. Sunt 120 de porții, pentru o persoană 40 de zile din găletuța. Aici am scule, pentru că sunt necesare, la fel și aici. Aici am măști de gaze, două, una aici și una mai jos, sunt tipice din anii, cred că 60, dacă nu mă înșel, mască de gaze românească. Un aragaz, un mini aragaz jos, pentru că trebuie să și gătești, niște rezerve de gaz, strictul necesar, să zic, cam este aici. Construcția a început-o anul trecut, iar proiectarea a durat mai bine de 2 ani. Am dat drumul la treabă. Structura a fost concepută să reziste la orice condiții, inclusiv la presiuni extreme și, în teorie, chiar și la un impact puternic, cum ar fi o explozie. Investiția totală este de aproximativ 35.000 de euro.